Bună ziua, dragi telespectatori ai SCU TV. Iată-ne din nou la o emisiune, sper foarte interesantă, pentru că am invitat astăzi la SCU TV un jurnalist foarte, foarte cunoscut în România și în diaspora. Este vorba despre Laurențiu Ciocăzanu. Laurențiu, bine ai venit la SCU TV. Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Știu că timpul e foarte, foarte prețios pentru tine. Te pregătești de altfel să mergi la un alt interviu. Mulțumesc încă o dată. Ce mai faci? Și eu mulțumesc de invitație. Salutări ție, telespectatorilor SCU TV, prietenilor televiziunii, românilor din Canada și de peste ocean, pe care i-am cunoscut pe unii dintre ei în 2015, când am fost cu colegul Grigore Cartianu într-un turneu cu cărțile despre Revoluție și despre alegerile în care diaspora a fost umilită acum câți ani? Acum 7 ani. În 2014, când a fost finala Iohannis Ponta. Ce să fac, așa cum spuneai, pe baricade aici de 30 de ani aproape, de când fac meseria asta, am trecut prin multe și deși dorința mea și a multor români a fost ca lucrurile să se schimbe radical în ăștia 30 de ani, constat că mă lupt cam cu aceleași probleme, aceiași baroni, aceiași oameni care înțeleg că politica înseamnă căpătuială, dar e adevărat că pe de altă parte, ca să nu lungesc și să răspund mai scurt la întrebarea ta de început, lucrurile au evoluat în România și ca să încep cu sfârșitul, să spun, mă refer chiar la campania de vaccinare care este întoi în România și care este un succes. Este o dovadă că lucrurile se și mișcă, pe lângă aceste probleme date de corupție, de implicarea politicienilor în afaceri penale, de dorința de căpătuială, de lipsa de vechime în democrație, de lipsa de experiență chiar. Lucrurile se mai și mișcă. Premierul Câțu a fost, se află la Bruxelles, unde este sediul Comisiei Europene, unde a avut întâlniri cu liderii Comisiei Europene și unde România așteaptă să primească sume importante de bani pentru următorii 7 ani, 2021-2027, câteva zeci de miliarde de euro, doar pe un sector sunt programați vreo 30 de miliarde de euro, deci asta înseamnă, nu știu, undeva vreo 50 de miliarde de dolari canadieni, dacă nu greșesc, ceea ce înseamnă sume de bani care, dacă vin în România, pentru că trebuie să le și luăm, ei ne dau, dar trebuie să scriem proiecte ca să vedem ce facem cu ei, dar dacă reușim să atragem acești bani, România se va schimba în următorii 7 ani mult, mult mai mult decât s-a schimbat până acum. Laurențiu, așa cum ai spus, ai trăit multe în acești 30 de ani de presă. Ai fost, de altfel, redactor șef la Adevărul pentru un număr de ani, dacă nu mă înșel, poate 10 ani. Scuză-mă dacă nu am cifra. Mai puțin, 4 ani. 4 ani a fost. Am fost 10 ani în total cu redactor șef adjunct, poate la evenimentul și redactor exact. La BBC. Iată un portofoliu de invidiat. Ai fondat, printre altele, și Ziariști, împreună cu domnul Cărteanu, Lumea Liberă, ai colaborat și cu Nașul TV o perioadă, acum conduci voxpublica.ro și pentru că tot ai spus că ai trăit multe, presupun că ai și auzit multe, ai și văzut multe în acești 30 de ani, ai fost pe baricade, în focul, în prima linie, să spunem. Dacă ne poți mărturisi, ne poți spune câteva mai dintre trăirile tale cele mai, eu știu, dacă nu da, știu prea mult. Sunt, bineînțeles, foarte multe și crede-mă că am uitat foarte multe, din păcate, ar fi trebuit să-mi scriu un jurnal, dar dacă mă duc la bibliotecă și iau ziarele la care am lucrat, cu siguranță mi-aduc aminte multe lucruri. Eu cred că cel mai important lucru pe care l-aș spune, apropo de întrebarea asta, pentru care îți mulțumesc, pentru că e o întrebare de viață, așa, care, pe care nu mi-am pus-o nici eu și nu mi-au pus-o nici alții, pentru că, în general, discutăm despre lucruri care se întâmplă în jurul nostru. Cred că legătura mea cu jurnalismul a fost provocată de pur și simplu
reacție, o revoltă personală pe care am avut-o chiar în 21 decembrie 1989 în București, când România era sub Ceaușescu și în București, în piața Universității, erau puțini oameni care protestau. În nebunia mea de atunci, student fiind la Politehnică, la chimie, m-am dus acolo și trăgeau și nu știu ce m-a împins, dar m-a împins ceva și Dumnezeu știe mai bine de ce m-a împins acolo, pentru că am scăpat cu viața în timp ce lângă mine alții au murit, după care eu am rămas un revoltat, un veșnic revoltat. Cred că de acolo mi-a tras seva de ziarist, pentru că am stat în piața Universității 90, când au venit minerii, după aia m-am dus la mine la Gorj, la Târgu Jiu, orașul lui Constantin Brâncuș, care sper să aibă o soartă mai bună, măcar de aici încolo, unde iarăși am fost revoltat, pentru că de-abia apăruseră baronii locali. Unul între timp, Dumnezeu să-l odinească, a murit, celebru Nicolae Mischie, altul e încă în viață și mă luptam chiar ieri noapte cu el, îl cheamă Dan Ilie Morega. Nu cred că sunt nume pe care să le cunoască românii din diaspora, dar pentru noi aici contează. Ideea este că am rămas un revoltat de atunci, de când a început Revoluția, și m-am dus mereu, m-am lăsat tras în viață de această revoltă, de această dorință de a schimba, de a opri abuzuri, de a-i face pe cei care încercau să profite de slăbiciunile României să se oprească, și cred că ăsta a fost, de fapt, motivul pentru care am reușit să am o carieră în presă, pentru că m-am lăsat chemat de ce mi-a plăcut să fac. Laurențiu, crezi că jurnalistul de anchetă mai are viitor la ora actuală, mai are prezent, mai are viitor în presa românească? Așa cum arată presa românească astăzi, răspunsul ar fi simplu: nu. De ce? Pentru că, spre deosebire de Canada, de lumea occidentală, în România societatea, oamenii, puțini oameni prețuiesc această meserie foarte importantă, cred eu, de ziarist, de investigații, de anchetă, care face, de fapt, ce ar trebui să facă instituțiile statului, procurorii, poliția, dar pentru că toți sunt acum implicați, spuneam și peste o oră o să merg la o emisiune cu un baron local și cum a reușit el să dea afară din poliție un polițist care l-a oprit pentru că mergea cu viteză. Ziaristul de investigații asta ar trebui să facă, dar din păcate puțini români sunt dispuși să investească, să plătească, fie și un abonament de un dolar pe lună sau $3 pe lună. Dacă ar fi mulți români care ar face asta, ar exista și mai mulți ziariști de investigații, de anchetă. Din păcate, puțini români fac asta. Da? E o discuție complicată, lungă, de ce realitatea asta este. Și atunci ziariștii de investigații sunt tot mai puțini. Dar dacă, nu știu, la un moment dat, poate chiar politicienii se vor gândi cât de important e să ai într-o țară ziariști de anchetă, pentru că inclusiv pe tine te ajută să oprești hoțiile, să oprești pierderile, să termini cu abuzurile, cum spuneam de polițistul dat afară pentru că l-a oprit pe un mare șmecher local, atunci poate că gazetarii de investigații, de anchetă, vor avea un viitor. În ultimii ani, în ultimul deceniu chiar, ziarul, jurnalul imprimat, pe hârtie, cum îi spunem, a început să piardă teren în favoarea jurnalului online, dacă mă înșel, te rog să mă corectez. Care este percepția ta despre virajul acesta online? Este o schimbare naturală dată de dorința oamenilor de a nu mai cheltui hârtie, de a nu mai tăia copaci și pentru a face ziare, și de a transmite informația mai ușor, pentru că ziarul ajunge mai greu. Dar, pe de altă parte, eu cred că e nevoie de ziare în continuare, mai ales dacă
ele sunt tipărite de ecologic, sunt convins că se vor găsi și soluții, pentru că în ziar găsește esența. Problema cu internetul este că produce o inflație de informații și că devine, de fapt, marea durere a vieții noastre acest internet, care ne oferă, iată, și avantaje, că putem vorbi acum de la distanță, putem face emisiuni online, sigur, sunt niște câștiguri certe ale tehnologiei, dar ne oferă și un mare dezavantaj, că produce foarte mult fals, produce foarte mult fals, produce foarte mult fake news, cum spuneți voi, peste ocean, și asta ne doare, mai ales când se traduce în vieți pierdute, cum e acum cu pandemia, au murit oameni din cauză că au crezut că nu-i bine să te vaccinezi sau că nu există coronavirus, și asta e din cauza că internetul le-a permis unora să spună că nu există fără să dovedească de ce e așa cum zic ei. În schimb, la ziare nu s-ar fi întâmplat asta. Aș vrea să cred că ziarul va reveni la putere, poate nu neapărat în forma tipărită, nu știu, într-un ziar electronic care să semene cu ziarul pe hârtie, măcar la formula concentrată și de verificat informații, pentru că esența ziarului asta pe hârtie, asta este, asta a fost și asta s-a pierdut. Informația bine analizată, bine verificată, de exemplu, uite că am condus ziare, am condus evenimentul zilei, am condus adevărul și îți spun un lucru, nu ne permiteam să greșim o literă într-un titlu, pentru că a doua zi n-aveam cum să o mai schimbăm și toată lumea ar fi văzut că ziariștii care se ocupă cu cuvinte greșesc și nu puteam să permitem asta, de asta aveam corectori angajați care să verifice greșelile. Este doar un exemplu de cât de multă rigoare însemna ziarul tipărit. Rigoarea asta s-a pierdut în online. Există tone de greșeli pe minut sau pe secundă și asta nu e în favoarea omenirii. Să sperăm că totuși vom găsi echilibrul la un moment dat și că ziarul, fie el tipărit sau netipărit, va conta așa cum contează încă în Occident și în Canada. Sunt convins, ziarele încă acolo contează. În România nu contează cât uși de puțin. Pentru că suntem în contextul pandemiei, iată, urmăresc cu mare interes ce se întâmplă acolo. România, din fericire, este printre țările în care campania de vaccinare progresează foarte, foarte bine, chiar mult mai bine decât în Canada. În Canada avem undeva la 3% din populația totală vaccinată cu ambele doze și ne apropiem spre 30-40% aproape cu cel puțin o doză. Cum este percepută această campanie în România? Mă refer mai ales la zonele mai greu accesibile. La orașe știm că s-au făcut campanii de vaccinare în automobile, pe stadioane, în multe locuri, dar în mediul rural, cum merge? Acolo nu e atât de bine ca în orașe, dar nu ar trebui să fie o problemă, pentru că totuși, în ziua de azi, chiar și pe drumurile din România, ajungi ușor la oraș dacă vrei să te vaccinezi. Problema este lipsa de dorință a oamenilor de la sate de a se vaccina, din mai multe motive. Unul, că ei cred că dacă stau izolați acolo, sunt feriți. Doi la mână, au ajuns și la ei aceste intoxicări despre vaccin, că face rău, că nu există COVID. Și sigur că oamenii se sperie și din motivul ăsta sunt probleme cu vaccinarea. În rest, însă, România, într-adevăr, cred că e în topul Occidentului, a spune, poate, nu știu, Statele Unite și nu cred că vreo țară din Europa stă mai bine decât România, pentru că, de ce, aici te poți vaccina oriunde vrei, cu ce vaccin vrei, fără să te programezi înainte, doar să vrei să te vaccinezi. Nu știu dacă în multe țări din Occident e posibil așa ceva. Problema este că nu sunt atât de mulți oameni dornici să se vaccineze, pentru că cei care au vrut să se vaccineze s-au vaccinat. Eu, de exemplu, mâine trebuie să fac rapelul cu Pfizer și o să mă duc să-l fac. Am făcut prima doză.
dar e clar că problemele de aici încolo din cauza asta apar. Nu vor oamenii să se vaccineze din cauza că sunt mulți dintre ei intoxicați cu informații false și cu teorii ale conspirației care provoacă acest blocaj care nu face bine României. Totuși, să se nebune, chiar și așa, suntem, premierul își propune să fim 5 milioane de oameni vaccinați până la 1 iunie, ceea ce ar fi extraordinar, dar sunt tot mai multe informări că nu sunt șanse să se întâmple așa. Partea bună este că a scăzut masiv rata de infectare, sunt doar câteva sute de cazuri pe zi în toată țara. Sunt prea mulți totuși morți la terapie intensivă din cauza că România are sistemul sanitar nepus la punct și prea mulți mor față de câți ar trebui să moară dacă am avea condiții și din cauza că vin în stadiu grav acolo, tot pentru că nu au cultura de a se verifica, de a face investigații medicale, de a se duce din timp și când ajung e prea târziu. Dar, într-adevăr, una peste alta, putem să spunem că e un succes românesc, această campanie de vaccinare. Nu se poate lăuda România cu multe lucruri în lume, dar cu asta se poate lăuda. Cum sunt românii din Spania, diaspora românească din Spania, poate și din celelalte, dar să ne referim la Spania, că cunoști mai bine. Se întorc români acasă în România, pleacă mai mulți din România spre Spania sau spre alte țări? De întors nu prea se întorc, dar totuși au început să se întoarcă unii. Înainte nu se întorceau deloc. Alții, cum este fratele meu, au făcut niște pași importanți care i-ar putea ajuta să se întoarcă definitiv. Adică s-au apucat de casă în România. Și atunci când ai casă în România și te apropii și de bătrânețe, te gândești că poate faci bătrânețea în România, mai ales că poate ai și o pensie mai bună din Spania. Deci, de moment, nu e o schimbare majoră în privința dorinței lor de a se întoarce, dar ce cred eu că s-a schimbat față de anii trecuți este că mai mulți sunt mai atenți la ce se întâmplă în România și mai mulți își pun problema să se întoarcă, ceea ce e totuși un plus față de acum câțiva ani, când mulți vreau să plece din România. De ce cred eu că se întâmplă asta? Pentru că nici în Spania nu e ușor, nici în Europa nu e ușor. Acolo greutățile sunt de altă natură. E adevărat, sistemele funcționează mai bine, statul e mai atent cu cetățenii, dar sunt greutăți date de acomodare, de lipsă de familie, de prieteni, de, eu știu, probleme legate de cariera, dacă vrei să faci altceva decât să muncești greu, muncă de jos. Și atunci, normal că oamenii, mai ales cei care au deja o perioadă lungă petrecută acolo, mai ales dacă au la țară ceva sau dacă vor să profite de aceste fonduri europene pe care Europa le pregătește masiv pentru România, atunci unii dintre ei iau în serios asta. Eu le recomand să se gândească tot mai serios la așa ceva, pentru că va fi mult mai ușor să pornești o afacere în România, la țară mai ales, dacă ai deja niște bănuți puși deoparte după muncă în Spania sau în altă parte și iei 100.000 de euro, 150.000 de euro, 200.000 de euro, sute de mii de euro, pentru că poți să pui gaj, cum ar veni avans, terenul, casa, lacul, dacă vrei să dau bani pentru piscicultură, pentru pește, pentru a înființa bărți de pește, de agrement, de pescuit și așa mai departe. Deci eu le recomand să studieze din ce în ce mai atent și să nu rateze ocazia asta. Foarte pe scurt, pentru că iată, timpul s-a scurs foarte, foarte repede, deși ar mai fi multe, multe de discutat și n-aș vrea să încheiem fără a-ți mărturisi că a fost o discuție foarte, foarte antrenantă, foarte interesantă, cel puțin pentru mine, sper că și pentru tine și pentru telespectatorii noștri. Votul românilor din diaspora, acum,
foarte pe scurt. Este important, ar trebui să avem dreptul să votăm sau nu? Sunt tot felul de voci, sunt controverse chiar uneori. Părerea mea este că da, trebuie să avem dreptul de a vota și trebuie să le exersăm. Cât timp mai avem exact? Câte... Un minut jumătate. Da, și pentru mine a fost o discuție foarte agreabilă și plăcută, mai ales că discutăm despre viață și mai puțin despre politică și alte probleme. Votul românilor este esențial. Eu voi face presiuni mari asupra clasei politice din România pentru ca românii din străinătate să poată vota mult mai ușor. Votul electronic este ideal să fie, dar sunt slabe șanse ca el să existe la următoarele alegeri. Asta cred eu acum pe baza informațiilor pe care eu le am. Pe de o parte, nu există suficienți politicieni dispuși la probe, chiar dacă unii vor, nu sunt de ajuns. Pe de altă parte, tehnic vorbind, România nu e pregătită, are multe alte lucruri de rezolvat înainte de a rezolva votul electronic. Dar printr-un vot mai ușor, printr-un vot prin corespondență, printr-un vot pe baza simplului document de identitate, ar trebui ca românii să voteze mai simplu decât înainte și, cred eu, varianta ideală este votul prin corespondență, dar nu cu atâtea obstacole birocratice, un vot prin corespondență simplu. Dacă va fi această schimbare, în care eu cred, sunt convins că românii din diaspora vor avea ocazia să voteze mult mai ușor decât au avut până acum, însă până la alegeri mai sunt totuși cel puțin 3 ani în care avem multe probleme de rezolvat în țară înainte de vot. Votul e foarte important, dar dacă rezolvăm cu sănătatea, cu drumurile, cu autostrăzile, cu spitalele, cu investițiile în economie, vin mari investitori de peste ocean, atunci vor fi, cred eu, mult mai mulți politicieni dispuși să schimbe multe și în privința votului, poate chiar în votul electronic. Să sperăm că lucrurile vor merge bine în anii care vin. Iată, Laurențiu, suntem la finele, nu i-aș spune acestui interviu, mai curând acestui dialog. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ți-ai sacrificat un pic din timpul tău prețios și iată, acum te eliberezi, poți să mergi la realitatea, mi se pare. Ai următorul interviu. Nu știu dacă mai ai timp să bei o cafea sau așa între aceste două interviuri. Mulțumesc încă o dată și mult succes! Eu mulțumesc foarte mult. Încă o dată salutări românilor din Canada, de peste ocean, tuturor fraților noștri din diaspora pe care îi așteptăm acasă să facem țara asta mare.